Bună, mă numesc Raluca Georgescu și mă aflu la GPEC E-commerce Summit, acum alături de fondatorul Retargeting Biz, Rareș Bănescu. Mulțumesc! Rareș, ai mâine un workshop care s-a transformat... Un workshop care s-a transformat într-o mini-conferință, are 170 de participanți și asta pentru că se numește Cum să-ți dublezi vânzările prin retargeting. A fost o surpriză foarte mare și pentru mine în momentul în care Andrei m-a anunțat că vom avea 170 de participanți. Deja acum s-au transferat emoțiile de la conferință la workshop. Deci nu e mini, e conferință în toată regula. Vorbim de oameni care cunosc fenomenul de e-commerce, care înțeleg informația pe care vrem să o transmitem și consider că va fi puțin mai greu decât conferința. Pentru că acolo întrebările vor veni. Asta clar. Și promisiunea de valoare este foarte importantă. Povestește-ne puțin despre ea. Din analizele pe care le-am făcut acum pentru clienții cu care lucrăm deja, în primele 3 luni de zile aducem un plus de între 20 și 35%, care după 6 luni de zile se transformă într-un plus între 40 și 100%. Avem magazine online care într-adevăr și-au dublat rata de conversie și au ajuns la o conversie de peste 2%. Doar folosind softul nostru. Bine, softul nostru și câteva mici optimizări pe care de asemenea le-am sugerat și noi și probabil le-au simțit și membrii echipelor respective. Și pe ce verticale, spre exemplu, ați obținut cele mai bune rezultate pe partea de optimizare? Adică pe ce categorii? Fashion, ITNC? Fashion, unul dintre site-urile care și-a dublat vânzările este din zona fashion, iar surprinzător al doilea este din zona de home and deco. Ok, asta chiar este o surpriză. Spun doar doi pentru că softul este lansat în octombrie și atât am reușit să monitorizăm până acum. Avem 7-8 luni de zile de când suntem live și astea au fost rezultatele pe care le-am înregistrat până în acest moment. Ok, și pentru cei care ne urmăresc și nu știu exact ce face tool-ul vostru, poți să povestești pe scurt? Rezolvă problema celor 99% dintre vizitatori care nu finalizează o comandă. Practic, îi monitorizează și în funcție de evenimentele făcute sau nefăcute de ei pe site, începe să declanșeze anumite workflow-uri de comunicare automate bazate pe e-mail, pe SMS și pe mesaje afișate pe site, prin care combate motivul pentru care utilizatorul respectiv nu a finalizat vizita printr-o comandă. Pentru că asta e problema, cum a zis și Neil mai devreme, încercăm să vindem prea repede. Noi încercăm să ne împrietenim cu utilizatorul, să aflăm ce vrea și ulterior să-i propunem exact produsele de real interes pentru el. Mai în detaliu... Un exemplu mai concret, de pildă, apropo de acțiune. Un exemplu mai concret. Eu vin pe site, și fac browsing. Softul mă identifică, vede care îmi sunt categoriile de interes, produsele de interes. Îmi afișează un mesaj de abonare la newsletter, pentru că mă vede ca și vizitator nou, fără adresă de e-mail salvat în sesiune. Și mă abonez la newsletter. În urma acelui abonări, primesc un mail personalizat cu produsele de real interes pentru mine la un interval de timp care diferă de la fiecare pentru fiecare utilizator în parte în funcție de browsing-ul lui pe site. Deschid acel mail, rata de deschidere după cum ai văzut se duce spre 70-80%, dau click pe acel mail și încep să dau cât mai multe date site-ului. Ajung în poziția în care adaug un produs în coș, dar încă nu sunt sigur pe acțiune. Yes. În momentul ăla, softul, în următoarea perioadă, îmi trimite un e-mail de genul Rareș, a uitat produsele în coș. Dacă acel e-mail nu a fost deschis sau nu a generat vânzare, mi-l retrimite la un interval de 24 de ore bazându-se pe acest timp optim pe care îl folosim. Rareș, mai ai doar 24 de ore să folosești codul de discount de 10% și să-ți finalizezi comanda pentru cămașă albă rânduită cu retargeting. Dacă nu interacționezi nici cu acel e-mail, bine, aici și clientul nostru poate să decidă, atunci softul trimite un SMS către acel utilizator: salut, doar astăzi mai pot cumpăra cu discount cămașa albă sau produsul de interes pentru tine. Și deci, nu poate deveni intruziv, adică nu aveți feedback în direcția asta? Ba da, poate dacă nu este folosit corespunzător, motiv pentru care noi am pus niște limitări pe care clientul nu poate să le modifice, pentru că posibil să-și facă mai mult rău dacă nu le are. Un utilizator nu primește un e-mail personalizat la un interval mai mare de 7 zile, un utilizator nu primește un SMS la un interval mai mare de 14 zile, SMS-urile sunt trimise numai între 9 dimineața și 8 seara. Deci există limitări să prevenim acest, că se poate întâmpla, dacă l-am lăsat să folosească liber, se poate întâmpla să agasăm utilizatorii.
Ok, sună foarte bine. Cât de greu este de implementat? Cât de greu este sau cât de greu era? Acum nu mai este greu de implementat. Am dezvoltat plugin-uri pentru Magento, pentru PrestaShop, pentru OpenCart, pentru Shopify și avem câteva parteneriate care se finalizează la începutul lunii iunie cu diferite companii pe zona de platforme de e-commerce, companii cu foarte mulți clienți, cu care vom face o integrare custom și un single sign-on, astfel încât clientul acelei platforme de e-commerce să apese decât butonul retargeting, să ajungă la el în cont și totul să fie predefinit. Mulțumesc mult, Drareș. Spor la vânzări ție și clienților. Mulțumesc frumos și eu pentru invitație. A fost o reală plăcere să particip la acest eveniment. Mulțumim.